Oameni de milioane cu Toader Păun la Europa FM. Omul de milioane pe care îl cunoaștem în această săptămână la Europa FM a găsit că este momentul oportun să sară în ajutorul semilor din prima secundă în care a realizat că se întâmplă ceva important și că unii oameni ar putea să nu mai poată ieși din casă, să-și procure cele necesare. Ba mai mult, unii oameni ar face bine să nu mai iasă din casă pentru a rămâne în siguranță și să se lase ajutați de semenii lor. Așa s-a născut proiectul Cumpărături la ușa ta, iar în spatele acestui proiect este Marian Rădună, omul de milioane din această săptămână la Europa FM. Bună dimineața! Bună dimineața, mulțumesc frumos pentru invitație, Teddy. Nu știu dacă am rezumat corect motivele din spatele acestei inițiative. Pe scurt o să spun. Povestea a început undeva la începutul lunii martie, undeva pe 9 martie, după ce am văzut o conferință de presă, cu toate că urmăream de toată luna februarie, am tot urmărit ce se întâmplă în lume și mai ales în Europa. Și am observat că oamenii vârstnici și oamenii în risc sunt cei mai afectați de acest virus. Am văzut conferința de presă, țin minte și acum, era într-o luni seară și am zis, băi, eu mă ofer voluntar să merg să cumpăr pentru 10 oameni în vârstă de la mine din sector sau vecini. Eu stau în sectorul 3. Și a doua zi dimineață am făcut doar o postare luni seară după ce am văzut și conferința de presă și mi s-a părut că autoritățile încă nu sunt foarte hotărâte pentru a pune câteva restricții, pentru că din păcate trebuie să pună niște restricții ca oamenii să nu mai iasă, pentru că nu se moare de foame, asta e clar. Și a doua zi dimineață am luat toate pungile pe care le aveam prin cămară și le-am pus în portbagaj și am continuat ce am spus seara. Ideea e că imediat au comentat foarte mulți oameni și au preluat ideea și au spus că vor să se alăture. Și în momentul în care am zis, ok, se alătură oamenii, trebuie să o facem puțin mai organizat, dacă pot spune. Și am zis, băi, cum să numească această campanie? Și un prieten a spus, cumpărături la ușa ta, Eugen Erhan, care a făcut și grafica. Mai departe, noi de la Geeks am pus pe site, am zis, cum pot să înscrie voluntarii, pentru că oamenii începuseră să spună vreau să ajung și eu, vreau să ajung și eu. Și ca să pot să... Ideal era ca fiecare să înceapă să-și identifice vârstnicii din zona lor și mai departe, sau prietenii care au oamenii în vârstă pe lângă ei, plus oameni cu risc, vorbim de oamenii cu care urmează tratamente oncologice sau care au urmat și care au organismul slăbit. Și o săptămână am tot mers și am cumpărat. De la mine din scară, țin minte perfect că am identificat 9 familii, o singură familie mi-a cerut ajutorul, restul au spus că mă vor contacta. Le-am lăsat numărul de telefon, eu sunt Marian de la etajul 1 și oamenii oricum mă știau, dar te trezești seara la 8 seara când vii de la muncă cu un bărboz la ușă, știi, da. Și m-am prezentat, le-am spus că vreau să fac chestia asta, mi-au promis că mă vor contacta, cu toate că la 3 zile îi vedeam venind de la piață, venind de la magazine. Ok, n-am mai insistat, de fapt le-am atras atenția, dar le-am zis, băi, vă rog eu frumos, pentru că dacă oamenii se îmbolnăvesc și ajung în spitale, blocăm sistemul medical, că de aici a plecat totul. În primul rând să-i protejăm, campania a fost gândită pentru oamenii aceștia, pentru a-i proteja, pentru că dacă dânsii se îmbolnăvesc, ajungeau în spitale și spitalele știm cum sunt și se și vede, din păcate, în această perioadă și se blochează sistemul medical, lucru care se va întâmpla cât de curând, din păcate. Și atunci am zis... Ce facem? Pentru că oamenii, după o săptămână, am tot alergat prin magazine și cel mai dureros a fost, dacă pot spune așa, în momentul în care am cumpărat pentru o singură persoană, am cumpărat produse undeva însumate la vreo 620 de ron și am petrecut 47 de minute la cumpărături. Și am zis, băi, nu merge așa pentru că nu suntem eficienți și în loc să livrăm pentru mai mulți oameni strictul necesar, ajung să livrez doar pentru 3. Și în plus golim magazinele de oameni în vârstă și le umplem cu voluntari sau cu tineri. Și dacă noi nu încercăm să petrecem cât mai puțin timp printre rafturi, e posibil să fim și noi purtători. Adică nu, se poate întâmpla orice, să evităm aglomerația, că asta era foarte important.
Și atunci am zis să ne-am gândit la niște kituri standard cu alimente de bază. Am contactat-o pe Simona Tipadar, pe doamna doctor, și cărei mulțumesc și pe această cale. Și dânsa ne-a recomandat o listă cu produse pentru două persoane, pentru familie de două persoane, pentru că ne adresam vârstnicilor, produse care ajung o săptămână fără doar și poate. Ok, bun, și toate bune, am pregătit kitul, am început să luăm legătura cu retailerii. Am luat legătura cu retailerii și i-am rugat să ne dea o valoare. Mai departe am zis o valoare a kiturilor. Mai departe am zis cum ne organizăm. Am făcut call pentru voluntari. Voluntarii sunt împărțiți în două categorii. Voluntari de call center, pentru că între timp am venit și cu numărul de telefon 0727030303. L-am spus cu această ocazie. Fundația Vodafone România ne-a pus la dispoziție o centrală care le permite voluntarilor să lucreze de acasă și să preia apelurile din fața calculatorului, din fața laptopului, de acasă, adică nu trebuie să stăm într-un open space unde să stăm la grămadă. Și ne-am organizat. Am setat, am numit, am două colege din echipa noastră, Diana de la Inițiativa România, respectiv Raluca de la noi de la Geeks, au devenit coordonatoare pe call center și oamenii care s-au înregistrat au fost contactați și au început să începem trainingul pentru call center. Mai departe, pe partea de livratori, ceilalți voluntari sunt livratorii. Oameni foarte mulți, s-au înregistrat peste 200 și ceva de oameni în formul pe care l-am avut noi și am început să-i contactăm. Marian Rădună, o să opresc un pic, îmi spuneai de acele kituri, că ați vorbit cu mari retaileri și ați gândit cumva, ca să nu mai pierdeți timp la cumpărături, să gândiți cumva un pachet de bază pe care să-l puteți face. Cum funcționează acest sistem? În momentul de față, primele kituri pe care le-am luat de la Carrefour Veranda, pentru că cei de la Veranda Mall, am uitat să spun și îmi cer scuze, noi nu aveam un spațiu unde să funcționăm ca un fel de bază. Și proprietarul Veranda Mall a venit, a sărit imediat și a spus: vă pun eu un spațiu la dispoziție unde vă puteți întâlni, puteți să setați, livratorii pot să vină să preia și să meargă mai departe. Și primele kituri le-am luat de acolo și ne-au și sponsorizat cu 100 de kituri să avem un buffer pentru început. Ideea e că noi am primit kiturile, doar că nu eram eficienți pentru că trebuia scanat fiecare produs. Ok, venea punga din spate, veneau pungile din spate, dar trebuia să scanăm fiecare produs. Eu lucrez în logistică și atunci am zis, băi, astea pot fi împachetate, kiturile acestea pot fi, produsele pot fi împachetate în kit și creat un cod de bare. Am dat mesajul către retailer și pentru că vorbeam cu oamenii de la comunicare și pe partea de logistică, ca în orice companie, oamenii de logistică vorbesc aceeași limbă, să spun așa, au soluțiile. Și am găsit soluțiile imediat cu oamenii de logistică de la Kaufland, de la Selgros, respectiv de la Carrefour. Suntem în discuții și cu Lidl și cu Mega. Adică s-au putut să fim și mai eficienți. Te duci la casă, la casa centrală, adică eu merg și voluntarul merg la casa centrală, am spus că vreau un kit A, respectiv un kit B sau un kit 1, respectiv kit 2. Domnișoara de acolo introduce codul de bară, s-a scanat, am plecat. Adică lucrurile trebuie să petrece cât... Se întâmplă foarte rapid în momentul ăsta totul. Da, important este să... Te rog, scuză-mă. Mai e un detaliu, ce se întâmplă cu banii necesari pentru kiturile astea. Cum faceți plata, cum luați plata de la cei pe care îi alimentați? Noi am setup, ajungeam și acolo cu voluntarii livratori, pentru că noi ne-am gândit și la niște proceduri de igienă, de livrare într-un standard de igienă. Fiecare voluntar la noi a semnat un contract de voluntariat cu număr de înregistrare. Există un acord GDPR prin care, pentru că oamenii au acces la aceste date ale beneficiarilor, pentru că le văd când merg să livreze, tocmai să nu dezvăluie aceste date, pentru că e și faptă penală. Și în plus avem acest protocol de igienă pe care noi l-am semnat și oamenii au fost trainuiți, au primit măști, mănuși plus dezinfectant. Acum între timp ne-au venit și combinezoane. În momentul în care mergem la beneficiar, noi sunăm beneficiarul înainte să plecăm și spunem: bună ziua, numele meu este Marian, sunt de la cumpărături la ușa ta. Plecăm spre dumneavoastră, ajungem, nu știu, estimăm 20 de minute sau ceva de genul.
Suma pe care dumneavoastră o aveți de plată este în valoare de. Anunțăm dinainte și îi spunem la telefon că deasupra pachetelor avem o pungă care se închide ermetic și spunem rugămintea noastră este să puneți banii în acea pungă. Noi avem norocul că banii sunt din plastic în România și noi la propriu spălăm banii după ce colectăm. Da, chiar trimit colegii, trimit poze după ce și seara au un lighean, spală. Da, e frumos. Da. Oamenii sunt ingenioși și au găsit soluțiile de a spăla și bani la propriu, nu la figură. În contextul implicării civice de care dai dovadă în ultimii ani, se poate lua acest fragment în care noi chiar spălăm bani. Oamenii care ieșeau la proteste în Piața Victoriei. Da, noi am ieșit atunci la proteste indignați de ceea ce se întâmpla, dar acum trebuie să arătăm, pentru că în perioada asta discutăm despre viață, despre oameni și sper ca oamenii să înțeleagă și că nu este un moft în a comanda, să spunem, doar kituri standard, pentru că noi le-am setat tocmai pentru a petrece cât mai puțin timp, inclusiv noi voluntarii, cât mai puțin timp. Și cum spuneam mai devreme, nu se moare Teddy de foame în România. Din păcate, virusul ăsta omoare și sistemul care nu este pregătit și la un moment dat există o capacitate a sistemului medical și cu siguranță va fi depășită și atunci vor fi, din păcate, vor fi cazuri care n-au putut fi salvate. Și mulți s-au gândit la un moment dat, pentru că o să fac un apel, noi nu avem foarte multe cereri, între timp am început să livrăm și medicamente, primim solicitări și de medicamente. Știu că este un kit standard, știu că este o raționalizare, dar așa cum oamenii stau acasă și îi rugăm să stea acasă, vreau să înțeleagă că și colegii mei voluntari sunt oameni și au familie acasă și o fac cu toată inima și trebuie să înțeleagă. Că, repet, e un hop, e o perioadă scurtă și dacă toți am fi disciplinați și nu murim de foame, asta e clar. Adică e... Marian Răduna, vorbim doar de voluntariat. Voi totuși ce câștigați din proiectul ăsta? De ce ai face în acest moment? Trebuie spus că eu înregistrez cu tine convorbirea de vreme dimineața, tu fiind la birou, iar după orele de la birou faci și voluntariat în acest proiect. Ce câștigăm? Câștigăm viața, viața altora. Adică nu pot să spun că noi oferim, sunt alți oameni care salvează vieți, că vorbim de fetele de la Dăruiește Viața, că vorbim Magic Home, Magic Camp și așa mai departe. Sunt alții care într-adevăr fac lucruri mult mai importante, dar ce putem să facem noi pe nișa asta? Încercăm să-i ținem pe oameni în casă, pentru că dacă ei vor fi protejați, cu siguranță sunt mai în siguranță, iertați-mi repetiția. Da, oamenii sunt mai în siguranță. Adică încercăm să le dăm o bucățică din siguranța aia de care au nevoie. Adică nu. Și eu, că spuneam mai devreme când am povestit, când am început înainte să intrăm, de dimineață chiar nu venea să mai ridic din pat, eram atât de obosit, dar e o oboseală de asta plăcută. Da, e bine. Care e cel mai frumos mesaj de mulțumire pe care l-ați primit tu sau voluntarii participanții? Voluntarii primesc, noi mai facem, fiecare voluntar în parte, luând contact cu beneficiarii. Am primit chiar aseară, am fost într-o emisiune online, o doamnă beneficiar chiar a dat un feedback pozitiv de la un capăt la altul. Din momentul în care a sunat, în primul rând doamna, și îi mulțumesc pe această cale, a înțeles care este rolul acestei campanii și a apelat cu încredere la noi, pentru că dânsii ne sună pe noi, adică noi nu căutăm oamenii, îi lăsăm să sune ca să... Oamenii trebuie să prindă curaj să ceară ajutorul. Și doamna a fost impresionată din momentul în care a fost preluată de colegele din call center, cărora le mulțumesc și lor și coordonatorilor. Mai departe, în momentul în care au fost contactați, când a fost contactată de către colegii mei care au făcut livrarea, noi mergem tot timpul în echipaj. La început mergeam singur, dar mergem în echipaj tocmai pentru a respecta normele de igienă, să nu punem sacoșele și așa mai departe, să nu le punem pe jos. Și noi am început să ne-a venit nouă ideea și am început să le trimitem și flori doamnelor.
din partea noastră. Sunt oameni care au și donat bani pentru flori ca să le cumpărăm. Plus o scrisoare, a venit o prietenă și ne-a dat o scrisoare de îmbărbătare, pentru că în perioada asta noi suntem convinși că beneficiarii noștri, în momentul de față, oamenii vârstnici, au nevoie, modalitatea lor de socializare este tocmai a ieși puțin din casă, chiar dacă te duci să iei, nu știu, două pâini, este modalitatea lor de a se mișca și de a socializa. Știu că este greu, și eu am copii, am ajuns aseară și mă uitam la fiica mea, se uita pe geam, din păcate erau părinți cu copii pe afară și Maria se uita, micuța care n-a ieșit de vreo 2 săptămâni din casă, și atunci a ieșit doar 10 minute cu mine, doar o tură de bloc. Copiii se jucau și asta se uita, așa cum sunt și oamenii vârstnici, vor să iasă, doar că e situația care e și atunci să încercăm să ne... Știu că este greu și tocmai de asta vine o astfel de scrisoare de îmbărbătare și mulțumesc Claudie că a scris acea scrisoare. Noi o printăm și o punem împreună cu bonurile pe care le trimitem, plus buchețelul de flori pentru doamne. Încercăm să aducem un zâmbet pe fețele oamenilor. Și nu e mare lucru și că spuneai omul de milioane, e echipa de milioane, nu e Marian Rădună, vorbesc de toată echipa asta minunată și oamenii ăștia care s-au înscris și care au răbdare, pentru că, Teddy, nu sunt foarte multe cereri, pentru că sunt acțiuni similare, sunt aceste restricții care nu sunt restricții, oamenii pot să iasă și plus că noi avem aceste kituri standard. E posibil ca oamenii să spună, dar de ce trebuie să cumpăr eu strict chestia asta? Pentru că asta putem să oferim noi în momentul ăsta și credeți-ne că va ajunge să luați. Și oamenii ăștia minunați sunt colegii mei care au răbdare, care încearcă de la o zi la alta să fie mai buni. Gândiți-vă că suntem oameni diferiți care ne-am pus toți la o masă, da? Și suntem oameni diferiți care cu activități diferite și ce să spun, s-a clădit o comunitate, am crescut o comunitate de oameni frumoși și care chiar vor să ajute. Și eu îmi ceream scuze, băi, iertați-mă că nu prea avem multe comenzi, și că stai liniștit, suntem voluntari, știm. Și da, e un sentiment foarte plăcut când ai oameni frumoși lângă tine. E foarte, foarte, foarte plăcut. Și nu ești singur. Maria Rădună, mulțumim mult de tot, multă sănătate și să fim bine cu toții. Mulțumesc frumos, Teddy, să ne vedem cu bine și după ce terminăm cu pandemia, mergem la mare la Europa FM pe plajă. Oameni de milioane cu Toader Păun la Europa FM.